Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Astăzi este ziua deosebită pentru voi, pentru că începând de astăzi nu mai bate în două trupuri diferite, două inimi, ci începând de astăzi va bate doar o singură inimă într-un singur trup. Și atunci cum să nu fie ziua de astăzi ziua cea mare a bucuriei pentru voi? Pentru că astăzi ceea ce v-a adus în Sfânta Biserică este dragostea și iubirea pe care vă purtați unul față de altul.